Asociația Culturală Octavian Voicu și-a continuat seria de întâlniri literare organizate sub patronajul Uniunii Scriitorilor Filiala Bacău. De data aceasta, gazda a fost Complexul Muzeal Iulian Antonescu, pe ordinea de zi fiind lansarea volumului de poezii Mersul pe Cant, semnat de Cecilia Moldovan, dar și marcarea 131 de ani de la nașterea poetului George Bacovia. Au vorbit despre activitatea literară, dar și despre Mersul pe Cant, criticul Petre Isachi și poetul Petre Scutelnicu. Cecilia Moldovan ne oferă o carte de referință, aș spune eu, în contextul a ceea ce a scris, Mersul pe Cant, un titlu elocvent, care ilustrează pe de o parte condiția scriitorului, a poetului, pe de altă parte condiția omului într-un moment istoric în care primează spectacolul, în care primează, să spunem, viziunea carnavalescă, în care tot ce pare sau tot ce este sfânt este marginalizat. Este o carte care ne oferă un portret al autoarei, un portret în palimpsest și în același timp un portret al epocii pe care o trăim cu toții. Este un volum care ilustrează devenirea poetică a Ceciliei Moldovan, un volum reprezentativ chiar pentru poezia băcăoană, un volum care confirmă ascensiunea, aș spune eu, lirică și scriitoricească a profesoarei de limba engleză Cecilia Moldovan. Cunoscută în mediul literar drept poeta din Sterpea Nemulțumiților Îndrăzneț, după cum o caracteriza scriitorul Radu Cârneci, Cecilia Moldovan trece cu ultimul volum de la Îngeri din oficiu la cules de mătrăgună. Mai mult ca niciodată am răsădit iubire și ce bogată recoltă de mătrăgună. Înainte de a citi din creațiile sale, Cecilia Moldovan s-a confesat auditoriului cu un crez și o promisiune. Anul acesta a fost generos cu mine ca inspirație. Poate și pentru faptul că am o, să-i spun, o hiperreceptivitate al evenimentului. Trăiesc foarte mult în exterior, în sensul în tot ce mă înconjoare, social, natură, și am totdeauna o reacție. Iar această reacție mi-am pus-o în versuri. Am pus-o, să spun, în versuri. Primul volum se numește Îngeri din oficiu, acela vrând să, voind să însemne de fapt această bună intenție pe care poetul are față de aproapele său, reacția pe care totdeauna și-o controlează și o pune în cuvinte frumoase poetul, poate pentru a sensibiliza pe cei din afară. Volumul al doilea este, de fapt, o continuare din punct de vedere al sentimentului cu care am scris. Am ajuns la concluzia că nimic din exterior, ce ține de social, nu se poate schimba, cel puțin pe moment. Și atunci te găsești o oază, găsești o retragere în tine, ca poet, și cauți să găsești căi în care să trăiești cu demnitate, să-ți trăiești cu demnitate viața, să te alimentezi din tot ce spiritul găsește prolific și generos.